În weekend începe cea de-a treia ediție a Făgăraș Fest în localitatea Vrig, la poalele celui mai mare masiv muntos din țară. Evenimentul promovează în principal patrimoniul verde, biodiversitatea, fauna sălbatică, dar și autenticitatea obiceiurilor din zonă. Printre atracțiile principale ale festivalului vor fi excursiile montane ghidate, plimbările călare, vânătoarea de comori, dar și nelipsetele alimente sănătoase, preparate chiar de localnici. Făgăraș Fest va începe vineri cu proiecția filmului România Sălbatică, regizată de Dan Dinu și Cosmin Dumitrache. Sâmbătă, participanții vor începe activitatea de vreme, de la ora 7 dimineața, într-un tur de observare al păsărilor sălbatice, urmat de unul pentru animale. Istoria și cultura locului nu putea să fie neglijată, așa că organizatorii vor avea grijă ca participanții să guste puțin din fiecare atracție, inclusiv fabrica de bere de la Vrig. În plus, de la eveniment nu va lipsi hrana sănătoasă, preparată chiar de localnici, dar și muzica de calitate, concerte ale celor de la The Monojack sau Taraful de Ravăr Bilău. Iar dacă toate acestea nu v-au convins, trebuie să știți că munții Făgărași sunt unii dintre cei mai sălbatici și mai spectaculoși munți din țară, fiind în continuare puțin fragmentați de așezările umane. O excursie aici va garanta unele dintre cele mai frumoase amintiri din această vară.